Bună ziua, dragi invitați! Ne bucurăm foarte mult că ați venit într-un număr foarte mare și sper că activitatea de astăzi să fie fructuoasă și toată lumea, bineînțeles, mulțumită. Deci mulțumesc invitaților care au venit astăzi, imediat o să-i prezint, mulțumesc părinților și, bineînțeles, copiilor care sper să vină în număr cât mai mare la activitățile Clubului Copiilor de anul acesta. O să-mi rezerv un moment să prezint mai întâi invitații. Deci, din partea inspectoratului școlar, doamna inspector Andreea Nicolau. De asemenea și colega dumneavoastră, doamna profesor Patrica Pildon. Din partea Consiliului Local, doamna profesor Pildon Mihaela. Și din partea Colegiului Tehnic Unirea, doamna profesor Ciopaga Corina. O să prezint echipa noastră. Avem un colectiv unit care ne propunem ca în acest an să desfășurăm activități cât mai frumoase pentru copii, atât din Pașcani, cât și din celelalte localități. Deci am să încep cu echipa din Pașcani și anume deci conducătorul cercului de coreografie, domnul Dimitriu Ștefan. Conducătorul cercului de karting, domnul Ciopaga Gabriel. Muzică ușoară, vocală și instrumentală, domnul Tăi Costel. Cercul de informatică, doamna Patiru Gabriela. Cercul de pictură, domnul Maximu Cătălin. Cercul de teatru, domnișoana Romila Mădălina. Canto clasic și popular, domnul Slătinaru Alexandru. Cercul de tenis de masă, domnul Ifrim Radu. Cercul de șah, domnii Buzenchi Radu și Lupu Cătălin. Domnul Lupu. Și, nu în ultimul rând, cercul de robotică condus de către mine, Rusu Gabriel. Filialele noastre au, de asemenea, activități foarte interesante, și anume filiala de la Vâcinoasa, doamna Lupu Mariana, conducătoarea cercului de danse populare, și doamna Ținia Irina, conducătoarea cercului de tapiserie Țesătării. De asemenea, cercul, filiala de la Hălăucești, cercul de foto cineclub, domnul Buzenghi, Radu. Cercul de gimnastică ritmică, doamna Blăjus Genoveva. Și cercul sanitarii pricepuți, condus de doamna Mocanu Ioan. Ca noutate pentru acest an școlar, avem o nouă filială reprezentată de CSS Unirea Pașcani, adică Clubul Sportiv Școlar. Și noi, noștri colegi, sunt domnul Damian Cătălin și domnul Popoc Florin, care conduc activitățile legate de fotbal și, nu în ultimul rând, domnul Tarcan Nicolae, care conduce activitățile de rugby. Cu astea fiind spuse, o să urmărim programul prezentat de către colegii mei și sper să vă încânte cu aceste activități. La final, dacă vremea ne permite, va fi o demonstrație de karting, deci asta o să vedem în funcție de vreme și bineînțeles că așteptăm părinții și copiii să scrie în continuare, să ia legătura cu noi, mai mergem în fiecare cerc în parte, discutăm eventuale probleme legate de stabilirea orarului, a grupelor mai bine zis, și sper ca totul să fie în regulă pe astăzi.
Bun, mulțumesc încă o dată pentru prezentă și vreau să știți colegilor mei. Haideți să începem. Ca de obicei, eu sunt DJ-ul zilei. Cel cu muzică ușoară, vocal, instrumentală, coordonat de domnul profesor Lupei Costel și o solistă pe care o cheamă Giulia Iacob. Aplaudați!
cel la cercul de canto clasic și popular, coordonat de domnul profesor Alexandru Cristian Slătinaru. Copilița pe care o să o vedeți pe scenă are un nume frumos, Daria Atomic Daria. Thank you.
Thank you.
Mulțumim capitanilor și doamne profesor pentru coordonare. Continuăm. Cercul coreografie coordonat de domnul profesor Ștefan Dimitriu. Aceștia grupului copiilor pașcani, coordonat de doamna profesor Genoveva Dăjuț. I'm a
Schimbând din nou registru și intrăm pe teatru, doamna domnișoara profesor Mădălina Romila și trupa lumea ei de teatru. Ca să nu mai rămâie repetenția anul acesta, mama are mamițica și tanti Mița i-au promis tânărului Goe o plimbare de 10 mai la București. Cu coarnele așteptau gătite pe peron, însă Goe era foarte împacentat și pe un ton de comandă zice: vește pălăria de la costumul de marinar, care avea pamplică și la pamplică biletul de tren, că așa ține o bucată. Vezi ce bine și are lui costumul de marinar? Mami, tu nu ți-am spus că îți zice marinar? Da, cu marinar. Spuneți voi cum știți. Eu așa m-am bucat. Așa se zicea pe vremea aceea marinar. Vezi că sunteți groase amândouă. Nu se zice nici marinar, nici marinar. Marinar. După câteva discuții filologice, apare și trenul. Doamne, se urcă în trenul, însă Goe i-a susținut cu bărbații pe coridor. Lasă-l încolo, că e prea... Nu știu.
semnalul de alarmă. Cine credeți că l-a tras? După atâtea peripeții, trenul ajunge în sfârșit la București. Doamnele coboră de tren și se urcă în trăsură. A fost un moment inedit și vă garantez că domnișoara Madalina Romila face multe astfel de momente inedite. La un moment dat le și improvizează și vedeți că îi slagă pe paia. Ok? Dacă am montat de bără, trebuie să o și demontăm. Altă copiliță foarte frumoasă, coordonată de domnul profesor Costel Lupei, cercul muzică ușoară, vocală instrumentală. Prenumele ei este Amelie. Cred că dacă mai greșește și dacă se ține de treaba asta, o să aibă același nume de scenă. Amelie Lovie. Thank you.
Robert Răducan vă va cânta și vă va cânta pe ritmul de muzică populară. Mulțumim, doamna profesor Mariana Lucu, de la filiala Ruginoasa, Dansuri Populare. Oh, no.
acești frumoși copii pentru a scoate un astfel de dans. Ei, mergem un picuț într-un registru mai greu. Este o copiliță de-a noastră, o domnișoară, coordonată de un profesor Costel Lupei. Ea deja a trecut prin multe concursuri, a participat la multe activități și multe festivități și festivaluri. Numele ei este Alexandra Grigoraș. După ea a adus și multe premii cu care noi ne mândrim. Alexandra Grigoraș.
Thank you.
Mulțumim frumos! Continuăm ritmul de muzică populară alături de Denisa Asandi. Yeah.
Mulțumim, mulțumim frumos! Cantor clasic și popular. Domnul profesor deja vă este foarte cunoscut. Iar solistul, chiar dacă nu vă este cunoscut, îl prezint eu, Ștefan Șcuriu. Anastasia Iordăcheanu. Thank you.
Spectacolul artistic s-a încheiat. Rugăm părinții să iei legătura cu coordonatorii de cercuri pentru eventuale discuții. Mulțumim tuturor pentru participare. Mulțumim reprezentanților de la inspectorat pentru sprijinul acordat și, nu în ultimul rând, primăriei și Consiliul Local, care ne-au susținut și ne vor susține în continuare. De asemenea, tuturor unităților școlare din Pașcani. Și sper la cât mai multe parteneriate și colaborări cu grupul copiilor. Mulțumesc mult pentru participare!